Salutare din nou! Silviu, sunt de la electronicionline.ro. Iar acum vreo două săptămâni, dacă nu mai bine, cred că s-au făcut trei săptămâni, cineva m-a întrebat pe canalul de YouTube cum face să redea video de pe navigația cu Android pe ecrane externe sau tetieră sau orice altceva. Întrebarea asta mi-am pus-o și eu, că tocmai am schimbat navigația. Pe cea veche aveam redare pe tetiere, doar introducând cablurile auxiliar din spate. Care ar fi acestea? Avem un video out și al doilea video out nu mai există decât un video out și un CVBS in. Ia să vedem ce cablăraie mai avem pe aici. Auxiliarele pentru audio. Deci la cealaltă aveam două RCA-uri din acestea care le introduceam în RCA-urile tetierelor. Video in n-are rost să-l introduc. O să introduc decât unul din aceste cabluri care duce în spate la tetiere și am să te rog să pui pauză, să ne mutăm în spate. Ar trebui să redea aceeași imagine. Am venit în spate, mai exact afară, că nu am cum să filmez din spate să le vedeți pe ambele. Și după cum se vede, navigația merge, da? Dar nu redă nimic pe tetiere. O să las pe cineva să filmeze, te rog. Poți să chiar să urci, să filmez doar una, nu mă deranjează. O să se vadă imediat, să filmăm adaptorul. Bun, și cum rezolvăm situația asta? Păi ca să rezolvăm această situație, a trebuit să cumpărăm acest adaptor. Este un convertor de la USB la RCA. A fost singura rezolvare care am găsit în acest moment și care funcționează. Altă rezolvare nu avem. Hai să vedeți cum facem. Extragem cablu video out, RCA-ul. Pune un pic pauză, că îmi sună telefonul, te rog. Ai dat? Da. Bun. Îmi cer mii de scuze pentru pauza care am făcut-o, dar sunase un domn și trebuia să răspundem. Haideți să facem conectarea acestui convertor, să vedeți ce se întâmplă. Acest convertor funcționează doar pe USB, pe oricare dintre USB-uri, și ori cel cu 4 pini, ori cel cu 6 pini. Eu pe unul din ele am camera DVR. Pot să și arăți dacă vrei, că nu mă deranjează. Camera DVR de aici, care funcționează direct pe navigație. Bineînțeles că eu am mai pus una suplimentară, că nu mi-ajungea. Da, deci avem camera DVR care funcționează direct pe navigație, asta o să rămână. Și avem cablul celălalt USB liber, în care o să introducem acest convertor. Mai întâi de toate, o să-l introduc întâi la tetiere. Bineînțeles că astea la final o să le izolez frumos aici. Au și niște căblușoare destul de subțiri. Și în momentul în care îl conectez la navigație, pun așa ca să vedeți, că altfel nu văd. În momentul ăsta te-a jucat, dacă poți să dai mai în spate, să prindă și tetierele, că sunt setate de mine, direct pe AV-ul care trebuie. Da? L-am conectat la navigație. O să se lanseze aplicația care o să vă pun și vouă la descărcat, ce transmite video către tetiere. Deci fără acea aplicație degeaba cumpărați acest convertor, că nu funcționează. Și după cum vedeți, cred că a apărut imaginea pe tetiere, nu? Deci asta este singura rezolvare cu acest convertor introdus pe USB. O să merg un pic în meniu, se schimbă și acolo. E posibil să aibă vreo întârziere. Filmează doar una dintre ele, este suficient. Aplicația este aceasta, MS9120, da? Deci asta e aplicația care face conversia și transmite mai departe semnalul video către tetiere sau ecrane externe sau plafonieră sau ce vreți voi. Are aici câteva setări, cine știe limba asta chineză, japoneză, poate să traducă dacă vrea, dacă nu o folosește ca atare, că este deja direct funcțională. Și cam asta este. Deci convertorul, după cum vedeți, își face treaba, cred că are un mic bruiaj din cauza alimentării, pentru că astea tetierele nu sunt alimentate de la un plus curat. Cred că am luat alimentare de la brichetă, nu știu de unde am luat, și acolo nu sunt 12 volți curați. Mi-a fost teamă să iau din can bus, să nu se încingă can bus sau să mi-l prăjească prea multe device-uri care consumă de la el. Deci cam asta este cu redarea pe tetiere.
trebuie să cumpărați un astfel de convertor și să-l puneți pe USB. Așa rezolvați și dumneavoastră problema. Domnul cel care m-ați întrebat cum rezolvați această problemă, se pare că și eu aveam problema, la fel ca dumneavoastră, și acum am găsit rezolvarea, am și rezolvat. Zilele următoare voi sta liniștit când plecăm la drum. Eu cred că am derulat în loc să dau pe mare. Ai la ce boante am. Deci cam asta a fost. Eu sunt Silviu de la Electronice Online. Dacă v-a plăcut video, dați și voi un like, un share, abonați-vă. Faceți cum credeți voi și vă rog, nu mai lăsați comentarii pe lângă subiect, că n-am să vă răspund. La revedere! Din păcate, trebuie să leg această bucată de video de celălalt, ceea ce urăsc să le leg împreună. Dar am revenit cu video și de ce? Să vedeți ce se întâmplă. Nu știu dacă reușesc eu de aici, că cine m-a ajutat, am considerat că poate să plece. Și haideți să vedeți ce se întâmplă, ce am întâmpinat eu. Deci, acum oprim mașina, da? Nu mai are redare, da? O încuiem ca și cum am fi plecat, ca să iasă ea din setările pe care le are. Și să vedeți ce am realizat că se întâmplă. Deci acest convertor, care îl folosim pentru redarea pe tetiere, acesta, conectat deja la RCA-urile tetierelor, am fost nevoit să le scot pe aici, să am acces la acest convertor tot timpul. Să vedeți ce se întâmplă. Nu știu dacă și acum, dacă asta o fi uitat setarea care o avea. Ia să vedeți. Nu știe să pornească redarea pe tetieră automat. Deci de fiecare dată când vreți să folosiți tetierele, el nu știe să pornească automat. Și de fiecare dată trebuie scos din portul USB, o să vedeți, nu știu cum să fac să îl scot din portul USB, da? Și îl introduc la loc. Vedeți? Acum s-a lansat imaginea către tetiere. Deci de fiecare dată când vreți să redați pe tetiere, plafonieră sau orice aveți voi extern, trebuie să-l scoateți și să-l introduceți din nou în portul USB ca să se autolanseze. Îmi pare rău că a trebuit să leg aceste două video, urăsc să le lipesc între ele, să le ia naiba, dar asta este. Deci puneți-vă convertorul undeva la îndemână, iar RCA-urile tetierelor sau plafonierei, trăgeți-le în așa fel încât să aveți acces ușor la ele. Vă salut!